Mulțumesc, președinte de ședință. Stimate colegi, stimați colegi, astăzi doresc să vă aduc în atenție o situație absolut nedreaptă și revoltătoare pentru 60 de localități din județul Suceava asociate în proiectul Utilități și Mediul la Standarde Europene. Mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de pledant pentru cauza 60 de localități din județul Suceava care s-au asociat într-un proiect pe cât de păgubos și dezastruos, pe atât de nedrept și ilegal. Este vorba de proiectul utilități și mediul la standarde europene, prin care aceste localități au contractat în anul 2004 un împrumut extern în valoare de 86 de milioane de euro și garantat de statul român, din care 27 de milioane de euro au fost pentru construirea peste 230 de kilometri de uh, conducte pentru transportul de gaze naturale de înaltă presiune. Subliniez acest lucru. Împrumutul a fost garantat de statul român prin Ministerul Finanțelor Publice. Trebuie menționat că acest obiectiv a fost din start în afara legii. De ce? Deoarece conductele de, gaz de transport, conductele de transport de gaze naturale de înaltă presiune se reprezentau monopol de stat. Astfel spus, construcția și exploatarea lor era în sarcina exclusivă a Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Media și în calitate de reprezentant exclusiv al statului. Merită menționat de asemenea că până în anul 2007 s-au construit aproximativ 100 de kilometri de conducte pentru gaze naturale, pentru care s-au cheltuit peste 11 milioane de euro. În 2010 însă ele au fost preluate cu titlu gratuit Societății Transgaz Eza Media și adică statului român. Din diferența de peste 15 milioane de euro rămași s-au achitat începând cu 2010 către finanțator următoarele sume. Peste 7 milioane de euro cu titlul de rate rambursate și 8 milioane de euro și jumătate cu titlul de dobânzi. Mai mercizez faptul că la sfârșitul lui 2017, cele 60 de localități sucevene mai aveau de plată, până în anul 2030, rate și dobânzi de peste 17 milioane de euro. Doamnelor și domnilor deputați, concluzia care se desprinde în discurta mea prezentare este foarte simplă. Cele 60 de localități au deplătit sume exorbitante pentru acoperirea unor investiții care se află acum în proprietatea statului român, iar pentru aceste sume ele riscă să ajungă în blocaj financiar și administrativ. Problema este foarte gravă, întrucât aceste unități administrativ-teritoriale au datorii la fondul de risc, dobânzi și penalități de întârziere și ele nu pot fi eligibile pentru accesarea programelor cu finanțare europeană. Acest fapt se produce deoarece la depunerea proiectelor cu finanțare nerambursabilă se solicită ca, cer se solicită certificatul de atestare fiscală. Având în vedere situația de față, este absolut limpede că obligația morală și financiară a statului român este să preia plata celor peste 17 milioane de euro rămase de plată. Doamnelor și domnilor deputați, pe cât de simplă și logică este concluzia, pe atât de greu de admis și de aplicat este ea în realitate. Ce vreau să spun cu acest lucru? În Parlament există deja o propunere legislativă care prevede preluarea datoriei preluarea la datoria publică a sumei de 17 milioane de euro. Însă, într-un mod de neînțeles, Senatul a respins-o. În calitatea de a doua cameră sesizată și cameră decizionară, Camera Deputaților are șansa de a îndrepta această eroare și de a repara situația injustă și absolut păguboasă în care se află cele 60 de localități din județul Suceava. De aceea fac apel la buna credință și la responsabilitatea politică a domniilor voastre și vă rog insistent să susțineți preluarea sumei pe care au deplătit pe nedrept localitățile sucevene pentru o investiție care aparține acum statului român. Opliți, vă rog, nedreptatea și reparați consecințele unui proiect dezastruos. Vă mulțumesc, Nicolae Daniel Popescu, deputat Circunstanța 43 Diaspora.